first time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. Nothing without you. Bună dimineața, azi este ziua cea mare, 7 noiembrie. Mă pregătesc să merg la spital ca să îl nas pe băiețel. Ceasul este 6 și vreo 8 minute, după cum se vede și de pe fața mea, nu am dormit aproape deloc azi noapte, parcă Sofiuța presimte ceva, că toată noaptea s-a trezit, toată noaptea s-a foit, a plâns, ba chiar și acum, doar ce m-am îmbrăcat și când să ies din baie, ea s-a trezit și a început să plângă, am reușit să o adorm la loc, sper să fie liniștită azi aici acasă cu mama, să se înțeleagă amândouă cum s-au înțeles până acum, ca să pot să stau și eu liniștită la spital. Trebuie să fim acolo la ora 7, așa că voi merge să îl trezesc și pe soț. Am foarte multe emoții, însă pentru moment sunt bine, dar simt așa cum îmi cresc emoțiile, temerile și abia aștept să nasc, abia aștept să nasc, să știu că totul este în regulă cu băiețelul, cu mine, cu Sofiuța acasă. Vocea și am zis să stau un pic aici de vorbă, dar nu știu dacă voi reuși să duc la bun sfârșit. Am dureri foarte mari de operație. Am născut la 11:20, acum este 4 ceasul. Am ațipit un picuț, însă bebelușul meu a început să plângă și m-a trezit. Vreau să vi-l prezint și vouă pe băiețelul nostru, care se numește Eduard Ștefan și s-a născut la ora 11:20. Este un alintat. M-aș vrea să-l țin în brațe. Bine că și mie mi-este mult mai ușor. Nu mă pot ridica să-l pun sau să-l iau din pătuț. Am mâncat de 2 ori până acum. Am reușit să-l pun la sân fără ca să fiu ajutată. Momentan sunt singură și în salon. A fost soțul cu mine până pe la 2 și a plecat acasă la Sofiuța. Am înțeles că ea a fost cu minte, mama s-a înțeles foarte bine cu ea. Când soțul a ajuns acasă, Sofiuța dormea. Mâine vor veni împreună să ne viziteze și să-și cunoască frățiorul. Am reușit să mă ridic din prima zi din pat, bineînțeles cu
ajutor și un picuț de durere, încă mă doare, dar am vrut să mai stau așa pe marginea patului și să nu mă întind. Băiețelul este acum să mai fac ceva control, iar eu servesc prima mea masă pe ziua de astăzi. Am aici un ceai de plante, pâine, cremă de brânză, cașcaval, unt și ceva porumb. Chiar mi-este foarte foame, n-am mai mâncat de ieri, de la ora 8. Aproape a trecut prima zi de aici din spital. Este 8:30 ceasul. E foarte întuneric afară. Încă sunt singură în salon și lucrul acesta nu poate decât să mă bucure. Am mâncat și eu, ați văzut că v-am arătat. M-am și ridicat din pat și am mers un picuț pe aici prin cameră. Am fost la baie, m-am spălat pe mâini, bineînțeles ajutată. Acum văd că a început să mă doară iarăși operația și am luat ceva tabletă, mi-au adus moașele. Eduard Papă, l-am pus de vreo 4 ori până acum, singură, lasă-mă fără ajutor. Este și el aici. L-am în brațe, e foarte cuminte până în momentul de față. Nu a plâns decât, cred că, de vreo 2 ori. Da, mami, de vreo 2 ori a plâns. Da, mai înainte mi-a făcut, mi s-a făcut injecția pentru tromboză și ustură, ustură rău de tot, ține-te. A trebuit să mă întrerup deoarece ieșise sânul din gură și începuse să se foiască. Vă ziceam că am făcut injecția pentru tromboză mai înainte și mă ustură pielea îngrozitor în zona aceea, dar țin de la sufioța că usturimea asta durează doar câteva minute și după trece. Și da, ziua a trecut cu bine, sper să trecem și noaptea la fel de bine. Abia aștept să o văd mâine pe sufioța. Am tot vorbit cu soțul și cu mama și ei îmi zic că este bine, dar vreau să o văd și eu. Eu n-am vorbit deloc cu ea ca să nu o fac să plângă, să știu, să agite cumva, dar abia aștept să o văd mâine, să-și cunoască și afrățiorul. Mi-a zis soțul că i-a arătat filmări cu el, poze, și este foarte încântat. Ia-te un pupic. Încet, mami. Hai să ia. Ce faci?
Spune, te aștept acasă. Te aștept acasă. Înțeles? Ce frumic? Ce frumic, că te colcura mai ca bebele. Da? Ai dormit mult? Bine, mi-ai dormit mult? Păi tu mi-ai dormit mult? Da. Ce mai faci la magazin? O cădică. O cădică ți-a luat? Da. Ai împachezit? Nu, mă, ce am luat, mi-a luat ziu. E la vainie și doamne doar pe ziua. Ca să ne dăm în jos? Să ne dăm în jos? Bine, putem să ne urcăm să ne dăm în jos toată ziua, mami. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow old with you. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. Still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Înainte să fac încheierea acestui clip, zic să vorbesc un pic și cu voi. Cred că ar fi frumos din partea mea, deoarece nu am mai vorbit cu voi de luni seara. M-am uitat un picuț prin ceea ce am filmat. Nu am filmat foarte mult, deloc
cum mi-am propus eu de acasă, dar cred că știți și voi bine, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Asta și din cauza faptului că de marți mi-a venit colegă nouă de cameră, era și ea româncă și m-am simțit oarecum prost să încep eu să pornesc telefonul, să vorbesc. Am filmat un picuț în fiecare zi cât am stat în spital, dar n-am putut să vorbesc. Eu de obicei nu vorbesc nici când sunt membrii familiei mele lângă mine, mai ales atunci când este cineva străin, clar, mă simt și mai incomod. Doi la mână, nici nu m-am simțit foarte bine după operație. Marți m-am dat pentru a doua oară jos și de marți am început să merg. Am avut dureri foarte mari de abdomen, însă mă gândesc să fac un clip separat în care să vă povestesc pentru cine este interesată cum a fost cea de-a doua operație de cezariană, experiența celei de-a doua operații pentru mine. Și da, astăzi am ajuns acasă, am filmat un picuț și astăzi, dar am vrut să petrec mai mult timp cu Sofiuța. Sofiuța a suferit foarte mult zilele astea cât eu am fost în spital. Ați văzut, marți a venit, ne-a vizitat și de marți pentru ea a început partea cea mai rea, a văzut unde sunt, l-a văzut și pe bebe și de atunci a început să ne ducă și mai tare dorul, să vrea să vin cât mai repede acasă. Prin urmare, astăzi când am venit am stat mai mult cu ea, am ieșit cu copilașii la plimbare, e foarte frumos afară și am ieșit, ne-am plimbat un picuț, acum amândoi dorm. Eduard este un copilaș foarte, foarte cuminte, e mult mai cuminte decât a fost Sofiuța până acum, deci e foarte cuminte. Cât am stat în spital, doar aseară a fost un pic mai agitat, în rest mănâncă și doarme. Nici Sofiuța nu a fost un copil rău, să zic așa, între ghilimele, că nu există copii răi, dar ea a fost un picuț mai neliniștită, am avut probleme și cu sânii, ea a fost și mai mică la naștere și acum am început să am probleme cu ei, dar Eduard este mai măricel decât a fost Sofiuța și el se descurcă mult mai bine, plus că și eu am experiență, am alăptat 2 ani și 4 luni, deci nu mai este chiar cum a fost la Sofiuța. Și da, cam asta a fost cu acest clip. Mă gândesc să filmez de mâine un daily vlog, să vedem, nu știu, astăzi este prima noastră zi acasă, nu știu cum ne vom descurca diseară, eu zic că bine, Sofiuța este destul de măricică și înțelege, o am și pe mama, este și soțul acasă, mâine el se va întoarce la lucru și voi rămâne doar cu mama, dar eu zic că ne descurcăm. Astăzi chiar a fost foarte bine, de când am venit acasă, a fost foarte bine. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, sper să ne vedem cât mai repede posibil. Eu mi-am propus să nu lipsesc deloc în această perioadă, dar vedem. După cum am zis, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Nu în ultimul rând, vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase pe care le-am primit de la voi, comentariile în care ne-ați felicitat. Vă mulțumim din tot sufletul. Cam atât am avut eu pentru voi. V-am pupat, vă doresc să aveți o zi frumoasă. Pa!